Iubiți frați și stimate surori, înainte de a păși în apa botezului, așa cum se cuvine, am dorit ca să ne consacrăm Domnului într-o rugăciune. Nu ne vom pleca pe genunchi. Tatăl nostru care ești în ceruri, lăudăm numele Tău cel mare și sfânt. Lăudăm numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și al Duhului Sfânt, pentru actul care se săvârșește astăzi înaintea noastră ca o dovadă a bunătății și îndurării Tale față de neamul omenesc, ca o dovadă a iubirii Tale față de cei care vor să treacă de partea Ta. Sunt 7 persoane astăzi care au hotărât lucrul acesta, care doresc să încheie legământul cu Tine prin botezul sfânt, prin botezul așa de important și care stârnește și emoții pozitive în viața noastră. Părinte din ceruri, așa cum ne-ai făgăduit, te rugăm să-i binecuvintezi. Amin. Te rugăm să-i întărești. Amin. Te rugăm să-i păstrezi pentru totdeauna de partea Ta. Amin. Să-i folosești ca pe niște instrumente potrivite în mâna Ta pentru a vorbi și altora despre bunătatea și îndurarea Ta, despre minunile harului Tău care au lucrat în viața lor, și împreună să ne putem pregăti cât mai mulți pentru revenirea pe curând a Domnului Iisus Hristos. La momentul acesta când vom coborî în apa botezului, așa cum ne-ai făgăduit, fii prezent alături de noi și dă fiecăruia dintre candidați binecuvântarea Ta și puterea Harului Tău, Duhul Sfânt într-o măsură de plină, ca să-i crească, să-i pregătească pentru împărăția Ta cea veșnică. Doamne, păzește-i de cel rău pe cărările vieții. Păzește-i de ispitirile care vin din lumea aceasta și uneori de ispitirile care vin din lăuntrul nostru. Să fie puterea Ta cea mare manifestată în viața lor, spre binecuvântare și spre fericire. Să cunoască, Doamne, că indiferent de ce s-ar întâmpla, ei pot să aibă pacea și liniștea în Tine, siguranța mântuirii pentru viața aceasta și pentru viața veșnică. Te rog astăzi de asemenea și pentru cei care din drag pentru ei au făcut poate un drum mai lung sau mai scurt, dar sunt aici în biserica Ta pentru a-Ți aduce laudă și pentru a fi martori împreună cu noi la ocazia aceasta importantă când ei încheie legământul cu Tine. Să-i binecuvintezi, Doamne, și pe aceștia. Să le porți de grijă și dacă cumva încă n-au încheiat legământul cu Tine, folosește-te de inteligența lor, de darurile pe care le-ai așezat în inimile lor ca să Te caute, să înțeleagă cuvântul și să ia și ei hotărârea aceasta de a fi alături de Tine. Amin. Rămâi cu noi, Doamne, așa cum ne-ai făgăduit, căci Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și în numele Lui îl prea slăvim în veci prin Domnul și Mântuitorul nostru. Amin. Amin. Să-ți facă poza de aici, da? Nu, stai să du-te în parte cei ca să fie. Stimată soră Roxana, bazat pe mărturisirea ta de credință în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
Stimată soră Carmen, pe baza mărturisirii tale de credință în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău și potrivit cu rânduiala pe care El ne-a lăsat-o, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Stimată soră Irina, bazat pe mărturisirea ta de credință în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Iubite frate Marius, iubite frate Cristi, bazat pe mărturisirea ta de credință în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău personal, potrivit cu rânduiala pe care Domnul Iisus Hristos a așezat-o în biserica sa, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Stimată sora Ida, așa cum o spunem noi, bazat pe mărturisirea ta de credință în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău și potrivit cu rânduiala evanghelică pe care l-a stabilit-o în biserica sa, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Iubite frate Marius, bazat pe mărturisirea ta de credință în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Aleluia, 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 aleluia.
Iubite frate Petrică, pe baza mărturisirii tale de credință în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău și potrivit cu rânduiala pe care El a lăsat-o în biserica sa, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Iubiți frați și stimate surori, dragi oaspeți, aici se încheie ceremonialul botezului. Mai rămâne încă o parte importantă și anume primirea în rândurile Bisericii Adventiste de ziua 7. Dar niciodată n-am ieșit din bazinul acesta și nu voi ieși nici astăzi, până nu vă voi spune că această apă limpede, curată, pe care o avem aici, potrivit de călduță, da, și bună, această apă într-o zi, din punct de vedere al ritualului botezului, necesar pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu, nu va mai exista. Iar Sfânta Scriptură nu se grăbește ca să ne ofere niște repere în timp cu exactitate și ne spune un lucru: astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împetriți inimile. De aceea, înainte de a ieși aici, vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, dacă n-ați făcut lucrul acesta, nu amânați. Luați decizia aceea care se potrivește cuvântul lui Dumnezeu și hotărâți-vă astăzi să intrați în biserica Lui. Domnul Iisus Hristos nu are mai multe biserici. El are mai multe oi răspândite în diferite locuri, dar El are o singură biserică. Biserica care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține credința lui Iisus. Să nu amânăm pentru că zilele sunt rele. Vom mai avea un botez spre toamnă? Și de aceea, cei care doresc să se pregătească cu seriozitate pentru ziua aceea. Pentru că s-ar putea întâmpla ca într-o zi să nu mai prindem niciun botez, chiar dacă va fi anunțat în biserică. Venirea Domnului Iisus Hristos va surprinde pe foarte mulți dintre noi, că datorită evenimentului revenirii sale nu vor mai trece prin apa aceasta. Dar ceea ce contează este hotărârea lor. Ca ei se hotărască să spune: Doamne, vreau să am un moment de clarificare pentru viața mea, să trec de partea ta, să trec de partea ta ca binecuvântarea ta, să-mi vină și mie în ziua aceea din dreapta. Veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost dată de la întemeierea lumii. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne inspire cu hotărârile care se potrivesc cu cuvântul Său și cu voia Sa curată. Stimată soră Nunu Roxana, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua 7-a și îți spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Lăudăm pe Dumnezeu care te-a ajutat ca încă din tinerețe să-ți consacre viața Domnului Iisus Hristos. El să-ți fie întotdeauna partea ta cea bună, să te însoțească cu harul tău și cu binecuvântarea sa pe cărările veții până vei fi în împărăția lui Dumnezeu. Iar prin aportul tău, biserica aceasta se dezvolte spre slava Domnului Iisus Hristos. Făgăduința pentru tine spune așa: ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Tatăl și în Fiul. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. Domnul să te ajute. Amin. Stimată soră Bogdan Irina, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua 7-a și spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Iată că Dumnezeu s-a îndurat față de tine și prin lucrarea Duhului Sfânt te-a condus aproape de cuvântul Său și de acolo aproape de inima iubitoare a Domnului Iisus Hristos.
Din câte cunosc, deja ai început să guști din încercările vieții de credință. Dar cel care te-a ajutat până acum, îl rugăm să te ajute și de aici înainte. Să-ți dea puterea necesară și cuvântul tău să ajute și pe alții să cunoască pe Domnul Iisus Hristos și într-o zi împărăția sa. Făgăduința pentru tine spune așa, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Să ajute Domnul că acest cuvânt să împlinească față de tine. Amin. Iubite frate Bogdan Cristian, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua a șaptea și spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu că alături de soția ta te-a căutat pe drumurile vieții și te-a ajutat să descoperi frumusețea adevărului și ți-a dat puterea să te hotărăști de partea lui. Să ajute Domnul să rămâi statornic și credincios, ca să se împlinească față de tine făgăduința pe care o spune El și care zice astfel. Aceștia vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu îi voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și îi voi mărturisi numele Lui înaintea Lui Dumnezeu și înaintea îngerilor Lui. Amin. Stimată soră Pârgaru Carme, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua a șaptea și spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Privind la tine, îmi dau seama încă o dată de marea frumusețe și dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Bunul Dumnezeu să te întărească de aici înainte, să te ocrotească și să-ți dea puterea să fii o mamă bună, credincioasă, o soție bună, și împreună să vă pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Să-ți dea înțelepciunea și tactul, ca în casă, prin cuvântul tău, îngerii cei buni, să vină întotdeauna în ajutorul vostru. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine spune astfel, ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Și El a mai zis, iată eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Să rămâi statornică și credincioasă și Domnul să primească această făgăduință față de tine. Amin. Amin. Iubite frate Petrică Pădurarul. Îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua a șaptea și spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Lăudăm pe Bunul Dumnezeu, ți-a păstrat harul și te-a ajutat să te reconsacri lui Dumnezeu, din câte am văzut cu toată inima. Să-ți dea puterea Duhului Sfânt ca să rămâi statornic și credincios până la sfârșit și prin puterea harului Său, mărturisirea ta, să aducă și pe cei dragi ai tăi mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine ca o încurajare și o făgăduință spune, nu te teme căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare, zice Domnul. Amin. Amin. Stimată soră Jelboaia de la Ida, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua șaptea și spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Ne bucurăm că Domnul ți-a păstrat harul până în prezent și te-a ajutat să intri în legământ cu Dumnezeu. Facă Domnul ca această zi să rămână memorabilă pentru tine.
să rămâi credincioasă celui care te-a chemat și în umbletele tale, împreună cu El pe cărările vieții, să ajungi într-o zi prin binecuvântarea sa și în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine spune astfel: eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Ferice de cei care spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Să ajute Domnul ca lucrul acesta să împlinească față de tine și față de cei dragi ai tăi. Amin. Amin. Iubite frate Florea Marius, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua 7 și spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Privesc la tine cu bucurie și mă uimesc încă o dată de puterea Harului lui Dumnezeu, care uneori pe căi pe care noi nici măcar nu le putem înțelege, ne caută, ne apropii de El ca să-L înțelegem. Și tu l-ai înțeles. Să ajute El să rămâi statornic, credincioși și să crești în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos, iar cu darurile cu care te-a înzestrat, să poți ajuta și pe alții. Și când zic alții, mă gândesc în primul rând la cei dragi ai tăi. Este misiunea ta primordială și apoi poate pentru ceilalți din jurul tău. Și cu ajutorul Domnului să ai o viață fericită, lipsită de ispitirile celui rău și într-o zi fericit să fii în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului pentru tine spune astfel: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. Amin. Iubită biserică, pentru toți avem un cuvânt pe care aș dori să-l citim din cuvântul Domnului la încheiere. Pentru cei care se botează și este un cuvânt ca din partea bisericii pentru dânsii. Și cuvântul acesta din partea bisericii, din partea dumneavoastră pentru dânsii spune așa. Aproape că ați putea să spuneți împreună cu mine, dar considerăm că dumneavoastră aveți cuvântul acum. Așadar voi, frați și surori, nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, în Domnul Iisus Hristos, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună cu noi ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Amin.